se abandonește. Haide să vă spun, e propus, deja, gata, am hotărât. Și noi dezbatem, ce mai dezbatem? Vor să scoate linia de tramvai. Pe șoseaua Bandovenești. Da? Eu vă spun, pe banii mei am fost și am vorbit la București, mai de mult, pentru ca să facem un studiu de, pentru reproiectarea sistemului de transport public. Da? Am vorbit cu domnul Șerban, era, era decanul facultății de transport în Politehnică. Am zis exact, am zis, da, am zis, vreau și eu. Eu care am făcut management în transporturi. Dar hai să iau și un decan. Și să-l întreb, domnule, uite, de este sistemul public și așa mai departe. Am expus care era situația aici, atunci cum asta. Într-un oraș care vrea să se dezvolte și într-un oraș că asta vrem noi și asta vedem. Asta vreau pentru oraș. Nu vreau micșorare și vreau să... Așa. Sistemul de transport public este foarte important. Iar sistemul, revin și repet, nu este dat numai de mijloacele de transport. În niciun caz. Sistemul este un întreg. Uitați-vă pe planul de mobilitate urbană. Asta ce se reproșează. Reproșează lucruri profunde. Planul de mobilitate urbană. Deci ne spune că la noi piramida transportului local este inversată. Adică este subutilizat sistemul. De ce? Pentru că este așa cum este. Este prost. Nu înseamnă că dacă un sistem nu funcționează bine, el nu este necesar. Da? La fel este și revin la sistemul de transport electric, respectiv tramvaia. Care trebuie să fie coloana vertebrală și restul trebuie să fie proiectat în jurul lui. Dacă nu sunt folosite tramvaile acum, cum trebuie, păi de ce? Pentru că nu le-am așa, nu le-am... N-am orar, n-am... După atâta timp și cu afișaj electronic. Afișaj electronic. Reclamă, nu? Că ați văzut de 100 de avem, avem dispozitive simple să o facem ieftin. Puteam să punem până acum lejer, costă 3 lei săptămâna asta. Dar ne-am schimbat aplicații să ne apare. Da? Noi ne gândim să desfințăm linii de tramvai, în loc să ne gândim cum să dezvoltăm. De ce? Tare mă tem eu că o leagă de eșecul de pe, de pe Dorobanți. Nu merge tramvai. De ce? Pentru că proiectul a fost prost supravegat. De acelea, de aceeași, de acelea serviciu tehnic. I-au moștenit ăștia și așa le-au lăsat. Dar de ce, ce motivează ei pentru desfințarea linii? Doamne, a, nu știu ce motivează ei. A, nu, nu. Lor li se pare că e mai eficient așa. Nu știu unde s-a luat decizia asta. Administrativ unde? În primărie? Avem sau nu? N-ai specialici. Așa. Unde ai luat-o? Cu Braicarul? Păi nici Braicarul nu are. Că se vede care e calitatea menină. Dom'le, du-te, dom'le, și vezi că... Dar este cerciul. Vreau să revin. Brescia, 200.000 de locuitori, are metro pe 13 km. Adică trebuie să ne gândim pentru orașele de genul nostru, până la anumit nivel de dezvoltare, coloana vertebrală este tramvaiul. Duceți-vă pe Baldovinești și o să vedeți că șoseaua aia, prin efortul și doar prin efortul privaților, a inițiativei private, se dezvoltă. Și se dezvoltă frumos.